Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Deși primarul Decebal Făgădău dorea să propună consilierilor menținerea prețului de 250 de lei la gigacalorie pentru populație, o hotărâre a unei instanțe de judecată i-a dat planul peste cap. Primăria este obligată să achite unei firme aproximativ 14 milioane de lei, iar reprezentanții municipalității trebuie să refacă toate calculele. Și asta pentru că actualul buget nu ar mai permite o subvenție atât de mare. A fost reactivată o notificare de executare din partea Fincogero pentru o sumă de aproximativ 4 milioane de euro. Știți foarte bine, între municipiu și această companie au existat numeroase litigii, litigii care au durat și care au durut. Cred că este momentul unei noi abordări în relația cu acest investitor, întrucât avem deja o cazuistică în spate și cred că ar trebui să ne așezăm la masa dialogului, Consiliul Local, Executivul, reprezentanții companiei, pentru a stabili lucrurile într-un mod clar și previzibil pentru toată lumea. Aceasta ar fi doar o primă tranșă din suma pe care o cere compania. Astfel, bugetul local se strâmtorează, iar municipalitatea se vede nevoită să ceară ajutorul guvernului. În funcție de sumele de bani disponibile, va fi stabilit și prețul gigacaloriei. În cazul în care răspunsul autorităților centrale va fi unul negativ, există posibilitatea ca locuitorii Constanței să plătească din nou o gigacalorie mai scumpă. Până la sfârșitul lunii septembrie, sper să vin în fața Consiliului Local cu o nouă rectificare de buget și prețul local de facturare al gigacaloriei să fie aprobat de consilierii locali. Dar, între timp, voi face demersuri și către Guvernul României pentru a le solicita ajutor în vederea traversării în condiții de siguranță și la un nivel de suportabilitate a sezonului rece 2016-2017. În acest moment, prețul nesubvenționat al gigacaloriei este de 430 de lei. În cazul în care nu se vor găsi resurse bugetare pentru acordarea subvenției, facturile la încălzire ale constanțenilor ar putea exploda.